Salut, spare din Republica Moldova și din România. Astăzi suntem în data de 13 iunie 2019. Facem tratamentul la stupi. Un tratament natural avem, adică decuparea cuietului de trânturi din ramele oarbii. Am decupat sezonul ăsta apicol de acum de două ori. Și deoarece am și familii care au roit. În ele de acum este puțin puiet. Mai am și roiurile care adunate din pomi, care practic nu au puiet căpășit. Este un tratament foarte efectiv. Vreau să spun un beneficiu la lucrul care îl avem în sat, în comuna dată, asociația care am fondat-o împreună cu prietenii. Ieri am avut stropiri la cultura de floarea soarelui, s-au stropit în zonă 510 hectare de floarea soarelui și fiind asociați, printr-un site al primăriei am fost anunțați toți apicultorii, s-a făcut stropiri cu insecticid și fungicid, e un lucru foarte, foarte bun, dacă nu eram asociați, nu te mai înștiințează nimeni. Asta am vrut să spun referitor la asociații. Un lucru foarte bun dacă suntem asociați. Și acum să vă prezint cum fac tratamentul. Îl fac cu varatraz, conform prospectului. Avem stupii Dadan Pizeși Rami. Conform prospectului se folosește 3 picături la un corp de stup. Folosim și noi același lucru, adică la două corpuri, 6 picături punem. Am cumpărat benzile astea de la fitilele astea pentru ardere de la târgul apicol de la Cluj. Sunt de producție sărbească, dacă nu greșesc. Sunt foarte bune, cu mult mai bune ca benzile care sunt în cutie de varatraz. Ard foarte bine. Uite, așa ne-am pregătit. În stupii care avem un singur corp, adică roiurile, unii sunt familii mai slabe, folosim 3 picături. În orizontal 5 picături folosim și în stupii multietajați 2 picături la fiecare, pentru fiecare corp. Avem și scula asta cumpărată, varojetul, iarăși îl găsesc foarte bun, știu bine că arde tot. Facem și fitilul așa în formă de garmonică. Introducem varojetul pe urdiniș, blocând urdinișul. L-am aprins. E bine să nu stăm chiar aproape de el pentru a nu fi gazați. E un lucru bun scula asta, că împinge tot fumul înăuntru, iese în toate încheieturile. Când băgam pur și simplu pe o bucată de tablă înăuntru, uneori rămâneau unii ars, uneori parțial ars, uneori cădeau de tăblița aceea, și cu gândul că am făcut tratamentul, dar ca atare tratamentul nu era făcut, găsam fitilele înăuntru nearse când lucram prin stupi. Dar nu trebuie de neglijat tratamentele. În cuietul de trânturi căpășit am găsit și varoa, fără dânsul nu se poate. Dar omorând acolo ceva păduchi, mai omorâm și aici.
O ars totul bine. Mai punem și un burete la ordiniș. 10-15 minute. Mai facem la 1. Iarăși îl băgăm pe ordiniș. Este destul de simplu. Mierea am extras-o. Acum merge un cules de polifloră îmbinată cu cuteiul. Avem foarte puțin tei în zonă, dar totuși este ceva. Încă o dată, e bine să nu stăm chiar cu nasul întrânsul în scula asta, mai ferit așa. Sau dacă avem ceva vânt, putem să stăm, adică înaintea lui, după vânt, adică să nu fim gazați. Am făcut ieri dimineața jumătate de stupină, tratament, mai facem azi jumătate și foarte bine. Ora 5 dimineața, dar uitați-vă, am filmează așa, ora 5 dimineața, albinii încă nu iese din stup, dar vin cu polen de acum. Astea sunt albini, rămase, uite cât de multe, rămase de asară pe câmp. De asta spun la stupari care fac pastoralul, că făcând mișcările astea, multe mișcări, mai pierd și albină care rămâne pe câmp. Cam așa decurge lucru. Mai am vreo 80 de stupi în dimineața asta, în timp de 3 ore. Cam în ea, nu 3, vreo 2 ore jumătate ieri mi-au luat să fac jumătate de stupină, cred că și azi vreo 2 ore jumătate. Și ne-am făcut treaba cu tratamentul, dar încă o dată, tratamentul ăsta nu trebuie de neglijat. Mulți îl neglijează făcând un tratament în primăvară și făcând în luna august, căzând cu sutile de acum. Anul ăsta la stupii care am pus ramele oare, pentru că nu am la tot stupii, am pus și câte o pioneză în spate. La toamnă văd diferența care a fost la un stup care a avut ramă oarbă și la unul care nu a avut ramă oarbă. Să vedem care este diferența. Ian filmează, uite aici, albinele încă nu ies la zbor. Se vede foarte bine când nu ies din stup la zbor. Dar uitați-vă cât se întorc cu polen. La ora 5 dimineața, de acum vin multe, multe cu polen. Nu știu de la ce o fi, de mai aproape să se vadă bine. Un polen în roșu. Nu știu de la ce o fi precis. Astea fiind spuse, vă zic o zi bună în continuare și spor la tratamente.